Uitați, haideți să vedeți ce am descoperit. De la Pampers puteți să primiți Pampers gratuit. Stați să vă arăt de unde am descoperit acest lucru. De pe acest grup, se numește Extreme Couponing and Bargains UK Group, unde sunt peste 2 milioane de membri, după cum vedeți. Așa că, dacă locuiți în Marea Britanie, chiar vă recomand acest grup pentru că veți descoperi tot felul de reduceri și lumea îți spune tot felul de promoții și chiar super tare. Așa am descoperit despre Pampers că oferă în momentul de față aceste oferte, însă de pe website, deci nu de pe aplicația Pampers, trebuie să fie de pe website și apăsați aici la oferte și cupoane și veți putea comanda aceste trei lucruri. Eu am comandat toate trei. Uitați, e foarte simplu, doar vă puneți adresa și ghiciți ce, chiar acesta l-am și primit prin poștă ieri. Deci l-am primit, un cupon l-am primit, urmează să mă duc la un supermarket mai mare. Îți scrie pe cupon oricum exact la ce supermarketul poți să mergi. Mi-aduc aminte că am văzut că se poate la Asda, la Tesco, la Co-op, la, nu mai știu, la astea, astea le-am și eu pe lângă mine oricum. Dar sunt trei oferte, practic. Pe toate trei le-am comandat, dar mi-a ajuns doar un singur voucher momentan. Așa că, de ce nu? Un Pampers gratuit, dacă le primim pe toate trei și mai bine, vor fi trei pachete gratuite. Așa că sunt foarte încântată. Gratuități! Da. Nu știu exact cât va fi oferta validă, însă, da, încercați să vedeți. Însă, repet, pe website, nu pe aplicația lor, da? Și atunci, mai bine, dacă voi merge astăzi cu JJ să luăm acel Pampers gratuit, mai mult ca sigur pot să merg și să folosesc și... apropo de aplicație, știți că vă spuneam eu în alt video despre aplicația Pampers? Se pare că poți să-l comanzi de pe aplicație. Eu deja am făcut acest lucru, că am avut 10 pachete cumpărate și am introdus de 10 ori 10 coduri diferite, iar apoi alegi ce vrei și pur și simplu comanzi și îți spune că în 3 săptămâni îți va veni acasă un pachet din acesta. Apropo de asta, eu aveam impresia că trebuie tu să mergi să-l iei, dar se pare că nu e așa. Deci, practic, da, încă ceva.